s-au transformat în contracte finanțabile. Nu toate. Erau bine dacă ar fi fost depuse înainte. Dacă în 2008, când am ajuns la primărie, aveam un teanc de proiecte pe care să le putem depune. N-am avut nimic. Am început de atunci. O parte dintre ele sunt deja finanțabile. Am semnat contractul. Sunt 4 milioane. Cum putem spune, domnule, nu știm că sunt niște proiecte și filozofăm? Eu nu cred că filozofăm atunci când discutăm de proiecte, pentru că aceste lucruri sunt palpabile, sunt clare, doar cine nu vrea să le vadă. Domnule. Și atunci este ușor să spui, proiectele astea... Îmi dați voie ca moderator să moderez discuția și să nu vă aprindeți prea tare, domnule Tuțea. Nu ne aprindem, dar eu nu cred că trăim în realități paralele. Domnia sa face comparație între perioada 2007-2008. Nu, domnul Berari. Domnul Berari, România a intrat în Uniunea Europeană în 2007 și este prima etapă de planificare bugetară europeană. Cea mai tristă veste când vine regizorul și ne arată cifra 5 minute mai avem. Domnul Berari face referire că nu se luau bani înainte. În 2009, în 2008, practic, s-au deschis acestea. Și ce e rău? Ce e rău în lucrul acesta? Dar se plătesc acum, rata. Ce e rău în lucrul acesta? Că s-au reabilitat 32. Și că s-au reabilitat 32. Zalău a accesat 12 milioane de euro. Și noi 350.000 de euro, iar Alba Iulia 17 milioane de dolari, pardon, nu de euro, că erau în dolari să discuta. 12 milioane, 17 milioane, și noi Zalău și Alba Iulia și noi 350 de mii. Deci comparația e clară. Domnule Tuțe, totuși când e ceva făcut, nu sunt avocatul domnului Crețu, dimpotrivă, critic atunci când greșește. Aici vine cu lucruri clare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu mai trebuie să intrăm în idei de genul când vom primi bani de la guvern, când vom câștiga proiectul. Concret ne-a propus să cheltuim anul acesta niște bani. Pe aceștia să vorbim. Domnul Berard, toate aceste proiecte sunt rodul muncii unei administrații, sunt rodul aprobării în unanimitatea Consiliului Local. Corect. Deci aici nu discutăm... Sau cu majoritatea, nu neapărat în unanimitate. Nu, absolut în unanimitate. Și dovezi că nu totdeauna a fost unanimitate în Consiliul Local. Dar dumneavoastră, pe aceste proiecte cu finanțare europeană a fost totdeauna în unanimitate. Deci vorbiți de proiecte. Bineînțeles. Nuanțăm, totuși. Deci din punctul acesta de vedere nu cred că avem ceva să ne contrăm sau să să dezbatem în contradictoriu. Sunteți pentru proiecte europene și dumneavoastră. Nu numai pentru proiecte europene. Sunt pentru orice gen de proiect de dezvoltare. Dar eu cred că Bistrița... Dar sunteți pentru împrumuturi. Asta am sesizat. Nu, domnul Berar. Sunt pentru... Nu, domnul Berar. Ați... Dumneavoastră tot timpul rețineți... Nu, ați spus de ce nu luăm împrumuturi. Eu știu, am spus că și împrumuturile reprezintă o sursă de finanțare. Îmi reprezintă și pentru firme, și pentru cetățeni, și pentru România ca țară. Și nu înțeleg de ce punem anatemă pe o asemenea modalitate. Deoarece Bistrița de ce și puneți, suntem la primar să rețineți, pentru că ne costă foarte scump. Să rețineți, suntem la masa aceasta. Un kilometru de drum realizat din străzile cele 32, un kilometru realizat cu împrumut ne costă de 3 ori mai mult. El costă în proiect 500.000 de euro, dar când dăm dobânda înapoi, ne costă 1.500.000 de euro. De aceea sunt împotriva acestora, mai ales într-o situație în care există posibilități, și posibilitățile nu sunt numai de când e Crețu primar, dar există posibilități să aduci bani din afară. Am înțeles. Nu vă supărați, dar eu trebuie să fii prost gospodar primar aici. Domnule primar, folosești banii tăi dacă îi poți folosi altul. Domnule primar, am înțeles filozofia și eu vă întreb dacă nu se vor primi aceste finanțări, fiindcă trebuie să recunoaștem, fiindcă e o competiție de proiecte și nu suntem numai noi acolo. Vom rămâne să așteptăm să ne uităm la cel de sus ca să ne dea ceva sau vom face și noi ceva? Pentru mine asta e întrebarea. De aici încolo sigur putem discuta mult. Este foarte simplu să te duci să iei banii. Eu prefer să aștept un an și să câștig 10 milioane de euro decât să câștig un an și să pierd 10 milioane de euro. Pentru că dacă s-a aștepta un an cu acele străzi, se puteau asfalta nu 32 de străzi, ci 96 de străzi. Puteau fi asfaltate cu aceiași bani, dacă erau puși lângă bani europeni. Și atunci
Încă o dată spun, prefer să aștept un an și să câștig 10 milioane de euro. Deci, în concluzie, pentru mine... Eu vreau să vă rog să răspundeți domnului Iulian Niculescu, e ultimul care a sunat, nu mai luăm telefoane, din păcate, nu mai e timp. Dragoș Vodă va intra vreodată domnul, și în această zonă? Domnul Niculescu, program de parc în Dragoș Vodă am realizat în anul 2008 și 2009 parcările ecologice, care sunt făcute acolo, le-am făcut în anul 2008 și 2009. Locul de joacă pentru copii, care l-am făcut acolo lângă transformatorul de energie electrică, l-am făcut în anul 2008. A fost prima lucrare pentru cetățenii de acolo. Primar, ce se va în întâmpla? Continuare, asta acolo vrește. Finalizăm parcajele ca să le trasăm și să facem închirierea lor așa cum este regulamentul aprobat. Iar mai departe ne vom muta, după ce amenajăm parcajele respective, în Ștefan cel Mare. E grea o ședință de Consiliu Local, domnule primar, cu consilierii care vin cu astfel de idei, care vor să fie o critică dintre astea constructivă. Eu am sesizat că suntem, totuși, până la urmă, e o critică. Suntem niște consilieri care am fost aleși. Am pe domnul primar. Nu, suntem niște consilieri care am fost aleși de cetățeni. Și e normal să ducem. Așa e, dar l-am întrebat dacă e greu cu astfel de consilier, punctele de vedere. Este dificil în campanie electorală, când interesul cetățeanului este subordonat politicului și se vine cu argumente care par să fie realiste cetățenești, dar ele de fapt ascund altceva. Dar, în general, sigur că în comisie, acolo unde de fapt se face bucătăria, și eu cred așa că este. Aia este esențialul, să clarificăm toate lucrurile acolo, că pe urmă, în ședința de Consiliu, acolo sunt deja aproape, declarații în fața presei. Deja făcute, zarurile sunt aruncate. Să sperăm că bugetul acesta va fi aprobat, pentru că ar fi jalni, nu știu, ar fi mai grav. Să spunem ceva? Ar fi grav, da, ar fi grav dacă bugetul nostru ar mai fi amânat și nu vom avea buget, pentru că se vor împiedica toate proiectele. Câte o frază de final, dar vă rog mult, 30 de secunde fiecare. Domnule Molnar? 30 de secunde. Din păcate, foarte des ședințele de Consiliu Local se transformă într-o dezbatere ne la locul ei între două părți. Am asistat și în seara asta, cam așa arată și ședințele de Consiliu Local. Noi, liberalii, preferăm să tăcem și să facem. Mulțumesc frumos. Domnule Tuță. Eu am tras concluzia din seara aceasta asupra unui următor aspect. Că, practic, pentru toate lucrurile care acum stagnează, trebuie să mai așteptăm. Bun, mulțumesc frumos. Din bugetul acesta, atât se poate. Am înțeles. Domnule consilier Alexandru Brian. Sigur că cel mai simplu ar fi să mă raliez punctul de vedere al colegului meu Molnar, să spun că preferăm să tăcem și să facem, dar zic că merită și să așteptăm, pentru că nu o să așteptăm degeaba. Domnule primar, va trece bugetul? Eu cred că va trece și, repet, este un buget de dezvoltare pe care l-am discutat cu partenerii liberali. Am alocat sume importante pe investiții care vor duce la dezvoltarea municipiului. Aceasta este esența. Să dezvoltăm și... Haideți să încheiem cu această imagine, da, emisiunea din această seară. Ce este? A fost aprobată aseară un... Mai larg cadru, vă rog. O hotărâre de Consiliu, un proiect, din nou un proiect pe care îl depunem pentru finanțare, prin care vrem să promovăm turistic orașul ca oraș al pasajelor, cu simbolul Podcoava Omega și cu pasărea simbol Struțu. Aceasta este o piesă de metal făcută în urmă cu 300 de ani și care împodobea una dintre casele din municipiul Bistrița. Să fie de bun augur, deci, pare rău, trebuie să Nimic nou sub soare. Omega, Struțu și Podcoava. Mulțumim. Eu n-am prea văzut Struț în Bistrița, dar dacă acum simbolul Bistriței va fi Struțu, să dea drumul să fie cât mai multe crescătorii, nu doar cea de la Arcalia, unde vă face o emisiune interesantă. O seară bună, urmăriți ASTV, asta e televiziunea ta.